Și gata, suntem gata să explorăm insula Samosir și vreau să-mi cumpăr și o rochiță din Indonezia și vreau să mănânc și ceva local și vreau să vă iau cu mine și sper să vă placă. Și episodul de azi este pe insula Samosir, al patrulea clip din seria Lumii Travels in Sumatra. Cu restul, după intro, vă las să vedeți ce s-a întâmplat astăzi. Posting pictures on the gram so other people know that. Sper că v-am așezat bine acolo, stați pe un încărcător și pe un scaun. Am ajuns la ultimul episod din seria Lumii Travels in Sumatra de Nord, la invitația ambasadei Indoneziei. Este un peisaj de vis cel pe care l-am în față și abia aștept să vi-l arăt, pentru că vreau să vă recunoștințit. Azi dimineață m-am trezit și mi s-a părut așa ca într-un vis, am deschis fereastra, apoi am ieșit afară pe terasă și este absolut ca într-un vis. Astăzi explorăm împreună insula Sumatra și această zonă care se cheamă Tuk Tuk, unde este și pensiunea asta superbissimă. În fața mea se vede Lake Toba, ceea ce este superb, dar vă arăt, ajung la asta, și pensiunea în sine, care... Credeți-mă, cred că pentru asta am venit în Indonezia, pentru astfel de zone care sunt parcă desprinse din imaginele alea de pe desktop pe care le vedem. Dar cum spuneam, asta este ultimul episod din cele patru pe care le-am dedicat acestei zone, Sumatra de Nord, și vreau să vă rog să, dacă nu le-ați văzut și pe celelalte, să vă duceți acolo, să vă și abonați și să-mi lăsați întrebări, pentru că o să fac un clip dedicat în care să vă spun cum am ajuns la invitația ambasadei să văd această zonă, ce s-a întâmplat, impresiile mele finale, ceva despre prețuri, dar pentru asta am nevoie și de la voi de întrebări. Momentan este super, super dimineață, este ora 9, deși eu m-am trezit la 6 pentru că am avut și de lucrat ca nomad digital, este un mare haos în spate. Iar acum aș vrea să mâncăm, pentru că la acest resort am înțeles că mâncarea, micul dejun este delicios. Iar aseară chiar am avut o cină cu creveți, cu cartofi prăjiți, cu pancakes, adică cum îmi place mie, pentru că doamna de aici este nemțoaică, mutat de 26 de ani în Indonezia asta și căsătorit cu un indonezian și au dezvoltat acest resort care arată fabulos și pe care promit să vi-l arăt mai mult și să vă las și link în descriere, pentru că dacă veniți în această parte de lume, în Sumatra de Nord, mai precis pe insulă, pe insula Samosir, chiar vă super recomand să vă cazați aici, arată super, super minunat. Și o spun așa pentru că îmi doresc eu, nu pentru că mi-a cerut cineva, pentru că azi noapte am dormit efectiv ca un prunc de liniștită și de împăcată, iar azi dimineața, spre deosebire de Medan și Jakarta, în care mă trezeam în zgomot fie de slujbă de la moschee și trafic, astăzi m-am trezit cu sunet de păsărele, foarte, foarte frumos. Nu vreau să mă mai lungesc pentru că începe o zi minunată, așa că haideți cu mine la micul dejun și să vedem cum arată insula, să luăm suveniruri, să vedeți piscina asta fabuloasă, să vedem lacul. Urmează un episod minunat și sper că v-ați abonat. Ne vedem și pe Instagram pe Lumii Travels. Hai să-i dăm bătaie! Ornament here, it's called Gorga, and there are some few ornament of the spirit here, and it is normally in the middle, in front of the house. It's called the Mataniari, or the sun. Payudara. Payudara. The breath. So four breaths and the gecko. Okay. So all this ornament is called Boraspati, and Boraspati is a symbol of wealthy and fertility. That our love was just like in the movies, with a happy end, yeah. But sometimes you can't handle your emotions, and I guess that's okay. Met you at a time when I was so low, went from just talking to taking you home. Nice.
Samaria! Dragii mei, am ajuns la Ruma Caca sau Ruma Ceacea, mă rog, unde avem acolo lacul, aici tot felul de plante care sunt super frumoase și am descoperit și un vin cu mango. O să-l pun în imagine, mi se pare ceva delicios. Bineînțeles că ne-am oprit pentru o cafea, că este abia 12 ziua. Avem și un mic loc cu suveniruri și tot felul de produse de îmbrăcăminte de unde se pot cumpăra chestii, dar arată prea frumos. Și Lake Toba, care este foarte, foarte, foarte aproape. Always said, oh, let's go, come to Ruma Caca. Yeah, let's go to Ruma Caca because this is the different one building from another. Mm-hmm. In here, just like wooden house and Batak house, there is no style like this, like with the colonial style, I think. Dragilor, să vă spun ce am mai făcut de când am plecat de la micul dejun, pentru că probabil ați văzut destule imagini, dar am să și vorbesc cu voi aici cu lacul în spate și cu niște oameni care și pescuiesc pe acolo și fac, se plimbă pe caiac și cu vegetația asta superbă. Am ajuns la prânz, dar până în prânz să știți că am avut niște opriri foarte, foarte interesante. În primul rând am mers la o piață. O piață de-a lor care aici în acest sat care se numește Toba, Toba Village. Am înțeles că se ține o dată pe săptămână, așa că astăzi toată lumea o să aibă program scurt pentru că vor să meargă în acest, în acest loc, în această piață să-și facă cumpărăturile. Apoi am ajuns la o cafenea care este și bed and breakfast al unei doamne. Doamna fiind de aici, din sat, din Toba Village, dar a stat mulți ani în Medan, iar apoi s-a căsătorit cu nepotul regelui satului, am înțeles, așa că doamna și-a deschis acest loc pe care sper că ați văzut-o deja în imagini, plin, o cafenea plină de flori, de cărți și am fost foarte, foarte impresionată. Am avut o discuție cu doamna, i-am arătat cum e cu Instagram-ul, ea mi-a cântat la pian, mi-ar plăcea foarte mult să mă reîntorc și chiar o să vă las în descriere unde o găsiți, unde găsiți această cafenea în Toba Village, pentru că dacă ajungeți pe aici, păcat să nu o vizitați, o să fie o adevărată poveste. Iar mai apoi am mers cu mașina printre străduțe până am ajuns la restaurant, unde să vedem ce mâncăm bun, pentru că drept sincer să vă spun, după micul dejun unde am mâncat doar niște waffles, sunt leșinată, dar regret că nu am mai mult timp pentru insula aceasta, Samosir Island, pentru că ea în sine este o poveste, nu are nicio treabă cu Medanul sau cu Jakarta, unde era tot felul de erau tot felul de gunoaie pe străzi, mizerie, mă rog, aici este absolut paradis, adică efectiv treci printre vegetație minunată, foarte, foarte exotică, bineînțeles, ai lacul, vremea este bună la modul în care nu este săpușeala din oraș unde se simte și poluarea și căldura și toate la oaltă, este perfect, nu știu cum să vă spun, azi sunt vreo 26 de grade, dar nu se simte deloc zăpușeala, ceea ce este minunat. Prețurile sunt foarte mici, de la cazări, chiar și la din astea resorturi de lux, ca cel unde se întâmplă să stau eu, nu sunt atât de mari, adică e foarte ok. Dacă ar fi să mă gândesc la următoarea dată când vin în Indonezia, cel puțin la momentul ăsta, cu siguranță aș alege Samosir Island, dar să stau cazată în mai multe locuri pentru a vedea lacul din mai multe unghiuri. Și ceea ce o să vă spun în încheiere înainte să merg să mănânc, să îi caut și eu pe cei cu care sunt aici, este că mi se pare super tare că ei, deși au străuțele astea foarte mici și înguste, în caz că nu știați, și în Indonezia ca și în Thailanda se conduce pe partea dreaptă, așa că dacă vreți să vă închiriați mașină pe ei, să fiți pregătiți pentru asta. Dar ceea ce am observat și mi se pare mie foarte interesant este că nu există mașini mici, toți au 4x4, SUV-uri, mă rog, cât am mai matahala de mașină, mă gândesc eu, pentru că la ei este totul despre familie. Chiar ne povestea ghidul nostru că familia este cea mai importantă, adică la modul e o rușine pentru familie să nu te căsătorești, când moare capul familiei
se transmită mai departe către băieți și ei devin stăpânii familiei și așa mai departe. Adică, da, într-adevăr, sunt mult mai tradiționaliști, ceea ce este normal până la urmă. Așa că, da, de asta mă gândesc eu că au numai SUV-uri și 4x4. Și acum să mergem să mâncăm ceva și ne auzim mai târziu de la Tabo Cottage, de unde am plecat azi dimineață și unde abia aștept să revin la piscină, chiar dacă nu o să fac baie, dar vreau să mă relaxez cu un pahar de vin, cu un vinuț, să facem bagaj, pentru că mâine plecăm spre Jakarta și o să am un alt zbor, vă zic în vlogurile următoare unde ajungem, așa că ne vedem mai târziu și vă mai zic și acum, nu uitați, dați și voi acolo un subscribe, un clopoțel, un ceva like și ne vedem și pe Instagram, pe Lumi Travels. Înțelege de ce și doamna de la pensiunea Toba Cottage și doamna de la cafenea au vrut să se întoarcă în Tabo Village. Uitați puțin cum e atmosfera, cât de liniștită e, ce vegetație frumoasă, casele astea cu acest acoperiș, lacul care este absolut un colț, un colț de paradis și nimic mai mult. Deci nu mă interesează dacă o să auziți ceva pe fundal, să știți că este doar un ventilator, ventilatorul de cameră, pentru că am leșinat. Gata, ne-am întors la cazare la Kota Village și vreau să vă arăt camera. Vă promit din vlogul trecut și azi dimineața am zis asta și nu m-am ținut de cuvânt, așa că vreau să vă arăt camera. Este, cred că, 5 fără ceva, mai e până la cină. O să vă iau să vă arăt și exteriorul, pentru că dacă sunteți în Tabo Village pe insula asta, Samosir, și ajungeți în zona cu lacul Toba, deci vă rog să veniți să stați la cazarea asta. Arată, repet, este ca un paradis. E drept că am văzut pe drum, deoarece după locul unde am mâncat, unde cred că am vorbit ultima oară cu voi, am luat așa la pas prin sat pe câteva străduțe și am văzut că sunt o grămadă de unități de cazare, care de care mai arătoase, cel puțin de afară. Eu cred că ăsta este unul dintre cele mai interesante, foarte bun și pentru copii și cu piscină, cu mâncăruri excelente, mai ales dacă vii din Europa și tot felul de variante europene, nu doar mâncarea asiatică, că poate să spunem că nu te înțelegi cu ea sau poate ești la început în Asia. Și înainte să vă arăt camera, voiam să vă spun de ceva foarte util în Asia de Sud-Est, de care eu uitasem, dar gata, am făcut rost de el. Este chestia asta, este un spray anti-țânțari. Mai ales seara, în zonele astea o să vedeți că aveți nevoie de așa ceva, ca să nu riscați să fiți ciupiți de vreun țânțar. Zic să vă arăt camera, să mergem apoi la piscină, să vă mai fac o idee și mai amănânțită despre acest loc foarte, foarte frumos, iar apoi să ne uităm către lac, celebrul lac binecunoscut și probabil cel mai important obiectiv din Sumatra, cel mai cunoscut de turiști, ca destinație pe care o pui pe listă atunci când te gândești la Indonezia. Mâncăm ceva, mergem la cine, vă arăt și cum arată noaptea aici și apoi ne luăm și la revedere, pentru că eu mâine la ora 6 dimineața plec din nou, schimb orașul, data asta va fi spre Jakarta, unde voi sta o noapte doar pentru a lucra, așa e viața de nomad digital, iar apoi plecăm în Bali. Sunt foarte excited, abia aștept să ajung. Aici mă prezint eu cu rochița mea simplă, luată de la Bershka, fix înainte să plec de la niște reduceri. Nu știu dacă s-a văzut în filmare, eu sper că da, dar este scurtă, drăguță, am dat, nu știu, 30 de lei pe ea. Asta sunt eu. Aceasta este zona, un fel de bar, așa ca să-i spun, cu cafea, ceai, apă din partea casei, fierbător. Mai departe, haos, pentru că este acolo trailerul meu, papucii de casă. O zonă, un fel de birou, unde, ce să vezi, laptopul și hardul extern pe care le-am mereu la mine, pentru că, na, practic, ca nomad digital, ăsta e biroul meu, asta e viața mea, indiferent de unde lucrez. Ferestrele astea care mi se par absolut superbe în stilul lor de aici, din Nord Sumatra, ăsta e stilul caselor. De altfel, cred că ați văzut
Și în imagine de mai devreme povesteam și pot să vă arăt și acum, fiind exact la fereastra mea, ca să spun așa, inclusiv cazarea mea arată exact ca cea pe care o vedeți acum, iar acoperișul ăsta este specific doar pentru această zonă din Indonezia, nu pentru toată Indonezia. Apoi, ca să ne întoarcem puțin și ce mi-a plăcut cel mai mult, patul cu baldachin, vai, deci arată într-un mare fel, acum e deranjat pentru că am dormit eu aseară în el și nu l-am făcut la fel ca doamnele de aici de la cazare, dar arată prea bine. Acolo fier de călcat pe care l-am cerut să-mi calc rochea de pe mine. Iar dacă mergem puțin mai departe, o să avem baia și un mic hol de aici cu un mic dulăpior, dar extrem de spațios, nici nu-ți trebuie mai mult. Și cam asta a fost tot. Dacă tot vorbeam de suveniruri, nu am găsit nimic pentru mine să-mi iau, dar vreau să vedeți ce e la nepoțelului meu, pe care îl cam răsfăț așa la un an jumătate. I-am luat un complot din ăsta, vai, deci e ceva incredibil. Specific, bineînțeles, cu imprimeul ăsta specific de la lacul Toba. Scrie și lacul Toba. Înainte să însereze, să vă arăt și locul cum arată. Cam așa arată și terasa mea. Mă uit la vecina acum, dar așa e și terasa mea, cu hamac. Acolo este Lake Toba, aici e piscina. Asta mi se pare cea mai tare de la acest resort. Ia, stai așa să am focus. Piscina. Așa, vedem bărcuțe, vedem oameni care fac caiac, acoperișul ăsta specific, șezlonguri. Bun, iar mai departe urmează o zonă destul de mare, zic eu, cu tot felul de chestii de agrement, cum ar fi leagăne, acolo este o masă de ping pong, au o zonă de relaxare, o zonă de mâncat afară, o altă terasă și așa mai departe. Adică sunt foarte multe lucruri pe care poți să le faci la Toba Cottage. Uitați, și iar spațiile oricum sunt multe, adică au camere și în față și în spate, cu vedere la lac, fără vedere la lac. Nu e ca și cum n-o să găsești ceva și pentru tine, așa că eu chiar îți propun să vii aici. Uitați ce culori, ce vegetație, câtă liniște, câtă relaxare, asta pot spune. Da, ador acest loc și clar că cea mai frumoasă parte a acestui loc nu este faptul că are vedere, ci practic are ieșire efectiv în lac, după cum vedem, până pe pontonul acesta. Iar ceea ce văd este că mai multe resorturi sunt legate între ele către lac, cu muntele aici, cu vedere către munte. Mai vedem și către o bărcuță în depărtare. Ia uitați, ce drăguț! Și mai mulți copii și nu numai, care fac caia canoe sau care se joacă. Uitați-l pe la mic acolo, cât este de drăgălaș. Iar Horas, să știți că înseamnă un fel de salut, așa că Horas! Hello! Where's the flag? Okay. Aww. I'm gonna call your boss later. But she's sweet. Yeah, that's what happens when you do my...